care ar fi următoarea realizare din acest an? Păi cred că inaugurarea sediului. Ne-am propus de la înființare să avem un sediu potrivit pentru asociație cu mulți membri. Deocamdată nu avem așa mulți membri, dar sperăm să avem. Și ne trebuia un sediu potrivit pentru, mai ales pentru activitatea de învățământ. Și atunci am inaugurat un sediu compartimentat ca un centru de învățământ, în așa fel încât să ne putem desfășura ușor activitatea din punctul ăsta de vedere. Pentru prima dată când o asociație în domeniul imobiliar și-a propus să facă lucrul ăsta și a și făcut, în sensul că a pus la dispoziția brokerilor un sediu potrivit pentru o asemenea asociație. Care ar fi avantajele pe care le aduce acest sediu brokerilor și consumatorilor de servicii imobiliare? Hai să zic de avantajele consumatorului, în primul rând, pentru că sunt mai simplu de explicat. Consumatorul știe că brokerul aparține unei entități sau este membru unei asociații care are un sediu care este declarat în mod oficial pe site-ul asociației, cu adresă, cu hartă, cu tot ce trebuie, în așa fel încât dacă, Doamne ferește, clientul are vreo problemă, știe unde să vină. Deci dacă un client vreodată are o problemă cu un broker ABI, el poate să vină direct la asociație. Iarăși un atu pentru brokerul membru ABI, faptul că îi conferă clientului această încredere suplimentară. Dar cel mai important este pentru broker. De ce? Pentru că în felul ăsta am eficientizat la maxim impunerea costurilor activitatea de învățământ. Adică noi nu mai avem costuri cu închirierea sălilor. Da? Deci exista și varianta asta. Să luăm un sediu mai micuț și toate cursurile, training-urile, seminariile, mese rotunde să le facem prin săli închiriate. Nu era o soluție eficientă din punct de vedere financiar. Și atunci e bine pentru brokeri ca asociația să aibă un sediu propriu. De ce? Toate cursurile, training-urile sunt ținute la niște costuri modice. Adică, în așa fel încât orice broker să-și permită și costurile să nu reprezinte un impediment în susținerea unui curs. Avem un curs, avem un training, oricine poate să-și permită să vină să-l facă. Asta ar fi a treia mare realizare, să spunem, pe anul ăsta.